Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi urmăritori. În acest videoclip vreau să vă arăt cum se mănâncă o semințe de panseluțe și năsturei. Dar nu acesta este lucrul cel mai important pe care vreau să vi-l arăt, pentru că l-am mai arătat de câteva ori, mai sunt videoclipuri pe canal, și vreau să vă vorbesc puțin despre perioada de semănare a acestor plante. Să știți că eu când am semănat prima dată panseluțe și am mers la un profesionist care semăna panseluțe de foarte mulți ani și am întrebat, mi-a spus că panseluțele pentru înflorire primăvara trebuie să le semăn în luna mai. Exact așa am început eu cu panseluțele, le-am semănat în luna mai pentru înflorire primăvara. Deci anul următor primăvara. Mi-a spus el că trebuie să aibă o creștere vegetativă foarte bună, creștere pe care o câștigă în timpul verii, după care are nevoie de vernalizare ca să înflorească. Eu așa am făcut. Am zis că e o informație corectă, că am semănat panseluțele mai și ce credeți, că în luna august aveam panseluțe înflorite. Deci la aproximativ 3 luni de zile de la semănare aveam panseluțe înflorite cu o talie mare, destul de mare și în acel an a trebuit să mă lupt cu acele plante toată toamna și toată iarna să le curăț de flori, pentru că ele înfloreau în continuu. Și florile se treceau și trebuiau curățate. Și n-a fost vorba decât de vreo 2-3 mii de pahare. Deci am primit o informație greșită pe care vreau să vă transmit și dumneavoastră ca să nu faceți aceeași greșeală. Dar acest lucru m-a învățat pe mine că aceste plante pot fi semănate în orice anotimp, în orice perioadă. Este adevărat că are nevoie de condiții mai speciale la germinare, adică temperatura în spațiul unde germinăm aceste semințe nu trebuie să depășească, eu știu, 22 de grade, 23, cu toate că toți specialiștii recomandă 18-20, dar eu vă spun că și la 28 de grade nu se întâmplă nimic, dar 28 de grade pentru o perioadă scurtă. Pentru că eu fac germinația acestor plante în solar, în această perioadă, astăzi suntem în septembrie, în a doua jumătate a lunii septembrie, nu mai știu exact data, de asta m-am abținut, avem între 13 și 16 grade în noaptea și ziua temperatura ajunge și la 28-30 de grade. Dar pentru o scurtă perioadă de timp. Lucru care nu mă încurcă, eu de obicei am avut germinație foarte bună la panseluțe. Înainte să mă apuc de semănat, să vă arăt cum semăn aceste semințe, vorbim puțin și despre semințe. Nu este important ce semințe semăn eu, pentru că eu semăn semințe F1, foarte scumpe, dacă pentru mine sunt foarte scumpe, adică peste 150 de lei, 1000 de semințe sunt destul de scumpe. Puteți să cumpărați semințe de panseluțe de peste tot, sunt peste tot. Și F1 și F2 și semințe ambalate în plicuri mici, adică semințe hobby pentru pus casnic. Și acelea răsar și acelea au flori deosebite. De obicei ar trebui să avem pe pachet o poză cu floarea, cum arată floarea respectivă. Dar la soiuri, la plicurile hobby, nu prea se respectă acest lucru. Deci am stabilit că se poate semăna în orice perioadă a anului, doar că trebuie să fim foarte atenți la temperatura de germinare. Și pentru o înflorire abundentă, deci prima înflorire abundentă să o avem primăvara, aceste plante trebuie semănate în luna septembrie. Deci în luna septembrie se seamănă panseluțele. Am văzut pe Facebook că producătorii mari care nu seamănă semințe și cumpără răsad, deci cumpără răsad făcut de olandezi, nu știu, eu nu înțeleg nici acum de ce cumpără răsat când aceste plante se fac foarte ușor din semințe, cresc foarte ușor până la nivelul la care îl cumpără ei. Deja au plantat în pahare răsadurile. Deja au venit răsadurile, le-au plantat în pahare și probabil că o să rupă câteva rânduri de flori până la primăvară de la acele plante. Nu este o plantă pretențioasă. Pe timpul iernii stă în temperaturi și de minus 5 grade, pentru că eu personal în luna ianuarie le mut din paturile învelite, unde le țin până în luna ianuarie, le mut într-un solar rece, neprotejat, cu dublură, nu le mai învelesc, deci plantele acelea probabil că îngheață în fiecare noapte, dacă am temperaturi peste minus 5 grade afară și nu au absolut nimic. Este adevărat că au nevoie de vernalizare pentru o înflorire mai abundentă. Deci înflorirea mea pe care am avut-o în august-septembrie nu a fost așa abundentă, dar au înflorit. În condițiile în care ele trec de iarnă și îngheață de câteva ori, planta este stimulată să înflorească mult, mult, mult mai abundent. Probabil că ați văzut panseluțele pe care le-am avut în ultimii 2 ani, de când tot postez eu pe YouTube.
Deci eu am zis, nu este important ce semăn eu, problema este că semințe găsiți peste tot, știe toată lumea că eu cumpăr de la magazinul online www.semințeplante.ro. Haideți să dăm drumul la treabă. Pentru semănare folosesc lapa în seluțe, tăvița de semănat. Semințele de panseluțe nu o să le mai semăn cu creionul, bob cu bob, pentru că am ajuns eu la o experiență care îmi permite să le semăn în tăv de semănat prin presărare. În acest plic au fost 1000 de semințe și pe toate o să le semăn în această tavă, care are o dimensiune destul de mare, 60x30, câte mi-aduc aminte, deci pur și simplu le presar. Am 3 plicuri, o să semăn în 3 tăvițe separat. Încerc să le împrăștii cât de cât simetric și egal. Și am terminat de semănat 1000 de semințe în 10 secunde, da? În schimb, la năsturei, pentru că am cumpărat semințe drajate, o să le semăm cu creion. Începe operațiunea creion. Da? Mai are un buret aici. Burete care să țină semințele jos, să nu se spargă drajeul, da? Aceste semințe sunt foarte mici, în mod normal nu le-am vedea cu ochiul liber. O să pun câteva în farfurie, să vă arăt exact cum le semăn. Deci umezim puțin turba, guma creionului, după care semința se agață de gumă, se vede acolo, este tot albă, și o așezăm peste turbă, da? A rămas în gaură, ia vedeți. Le semăn foarte ușor, bob cu bob, în felul acesta. După cum vedeți, nu le adâncesc foarte tare. Încerc să le adâncesc pe fiecare exact cât guma creionului. Dar să știți că am dat sacul de turbă jos pentru că am trecut la o altă operațiune. Pentru acoperire folosesc aceeași turbă de semănat, Craftsman de granulație fină. Și năsturei îi acopăr în felul acesta. Șterg alveola foarte bine. Și panseluțele o să procedez în felul următor, cu o altă tăviță,
o să cern turba peste panseluțe, pentru că vreau să le acopăr foarte puțin, cu 2-3 mm de turbă și să fie peste tot egal. Deci atât cât să nu se mai vadă semințele. În felul acesta. Vedeți că am pus-o uniform, semințele nu se mai văd și acum vin și o să aud foarte bine. Bineînțeles, cu pistolul acela special care nu are o presiune foarte mare de apă, împarte apa foarte bine. Pistolul cu care am udat. Acum, la panseluțe din această tăviță trebuie să le repicăm în alveole. Deci ele o să fie repicate în alveole de 104, următoarea operațiune, pe care vreau să vă exemplific acum, dar cu o altă plantă. Pentru că asta urmează să se fac, deja am început, repic butașii de mâna Maicii Domnului. Vedeți? Ce rădăcini frumoase am. Este aceeași modalitate de repicare ca la panseluțe, pe care o să o aplic la panseluțe. Și vreau să vă arăt cum se face, pentru că este o modalitate de repicare foarte importantă, care ne ajută la foarte multe plante care trebuie semănate în felul acesta, prin presărare. Și am scos o bucată de turbă de acolo și acum separ plantele. Vedeți, care au rădăcină. O să le pun în pahare, dar de data asta folosesc turbă de repicat de granulație mare, în felul acesta. Separ foarte ușor, vedeți, aceasta nu are rădăcină, dar are aici o proeminență care spune că o să facă rădăcină. O să-i pun și pe aceea, probabil nu în pahare, dar acum selectez doar plantele cu rădăcină. Vă aduceți aminte că acești butași am făcut în urmă cu aproximativ, cred că 6 săptămâni. Și văd că rezultatele sunt foarte bune. Deci aceasta este modalitatea de repicare pe care o să o aplic și la panseluțe. Vă arăt acum, pentru că probabil o să sar această operațiune la panseluțe filmată. Deci cam asta a fost cu panseluțele și cu năstureii. V-am spus, pentru înflorire în primăvară, când ele sunt cele mai apreciate și sunt primele flori care înfloresc foarte bine, foarte abundent, primele flori pe care putem să le plantăm în grădină, acestea trebuie semănate în septembrie. Ca să se dezvolte vegetativ până în decembrie, ianuarie, când începe frigul mai tare, după care încep să înflorească. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc numai bine.